muzica. Înțelegem că vestea poate provoca îngrijorări, de aceea vrem să subliniem anumite aspecte probate științific în legătură cu virusul Zika. Acesta se transmite în principal prin înțepătură de țânțar și vorbim de specia Aedes aegypti. În România există țânțari din această familie mare, numită Aedes, însă altă subspecie, denumită albopictus, care este o subspecie cu un risc redus de transmitere a acestui virus. Există și posibilitatea de asemenea de transmiterea virusului prin relații sexuale, respectiv prin sânge. Aceste modalități de transmitere au fost constatate în țările pe care le numim zona activă de transmitere sau zone de risc. Foarte important de transmis opiniei publice din România este următorul fapt. Virusul nu se transmite pe calea aerului sau prin contact cu pielea.